Din martie, transmiterea cererilor, înscrisurilor sau a altor documente către organele fiscale de către persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică, PFA-urile, profesiile liberale, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, se va face exclusiv prin intermediul spațiului privat virtual. În situația în care contribuabilii nu și îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor electronice și depun documentele în format electric, Acestea nu vor fi luate în considerare. Administrația județeană a finanțelor publice Olt recomandă contribuabililor olteni să întreprindă demersurile necesare pentru înregistrarea în serviciul online Spațiul privat virtual, un serviciu ușor de accesat, oferit gratuit, disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7 zile, care pune la dispoziția contribuabililor acte administrative, precum și alte documente emise automat sau la cerere. Înregistrarea în spațiul privat virtual se efectuează direct prin intermediul site-ului ANAF, secțiunea Spațiul privat virtual, rubrica Înregistrare utilizator persoane fizice și juridice. Cu ajutorul unui nume de utilizator și a unei parole pentru persoanele fizice, ori cu certificate calificate pentru persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică.